seara, sunt Natalia Cheptenea. Aici vorbește Moldova. În acest platou aducem oameni și istorii care fac să vorbească o țară întreagă. Acum 10 ani, mai mulți locuitori ai satului Dânceni și-au investit bani într-o asociație de economii și împrumută din sat. Am avut încredere și încă de 40%, că 4%, adică ori 40, nu știu cât. 40, cât de la stat? 2. Dobânda mare i-a făcut pe săteni să ducă la asociație toți banii pe care îi aveau. Au fost tineri care au investit tot ce au câștigat la nuntă, iar bătrânii au dus tot ce au adunat pentru înmormântare. A luat, că spun banii, că zic, sunt și de moarte. Unde mai pui că administratorii asociației erau oameni respectați în sat, spun locuitorii acestuia. Astfel, în nici 5 ani, compania ar fi adunat milioane de lei. Eu mă tem de banii ăștia. De ei bani, dar pe uite aici câtă lume și câți bani. În anul 2011 însă asociația a falimentat. Încă cât am plâns și cât ai plânge, că zicea că poate ai dus greutăți și ceilalți de-au lăsat la vecuși. De atunci oamenii tot încearcă să-și întoarcă banii. Să mă tem cu 30 persoane. Parți spun că erau în ghetul om comunii, dar și pot să le zic, și pot să le fac. Să eu s-a lușit și să-i foc. Am vrut să cumpăr o casă la fișorul care are 3 copii, pentru dânsul nostru ajutare. Unde ar fi dispărut acele milioane de lei, cum răspund responsabilii asociației, la ce sunt gata deponenții pentru a-și întoarce banii și ce șanse au pentru asta, discutăm în această ediție. Eugenia Grițco are 82 de ani și se numără printre cei 10 de deponenți ai Asociației de Economii și Împrumut din Dânceni. Astăzi femeia a venit în platoul nostru să ne povestească cum a rămas fără toți banii agonisiți de o viață. Haideți să încurajăm. Bine ați venit la noi, doamna Eugenia. Bine v-am găsit. Doamna Eugenia, vă rog frumos să ne spuneți câți bani dumneavoastră ați depus la Asociația de Economie și Împrumuturi din 27.000. 27.000? De unde îi aveați? Da, am lucrat în solhoz 37 de ani. Și când am s-o desfăcut de la țara sovietică, ne-au dat pământ cât s-o cuvenit. Și cum vremea nu s-o mai vândut, am vândut și eu un pământ și m-am dus și l-am pus că... Zic, și pentru zilele de moarte de amu. Că am nepoți, dar vezi că amu fiecare cu color. Și când colo m-am mai dus, când mai dai de câte o de procente, o scot de faliment, gata, s-a închis. Dar spuneți-mi, vă rog, atunci când, iată, ați aflat că există această asociație, ce v-au spus, ce procent vă dădeau pentru banii depuși? Da, și procent. 40, e ca nici nu știu, am uitat. Cine v-a convins? Da, nu m-a convins, nimeni m-a convins, azi care a venit și l-am vândut, zice, că era un nepot încă de anul. Așa. Și hai că o cijenie și l-ai pune, că zice, aici plătesc bune procente, dar de mă crede și procente, nu știu. Deci nepotul v-a îndrumat. Și el cu cumpărarea asta. Și când colo, ce, de mă nu știu la când o dat pe mine, dar puteți spune, eu ce jenie nu mai pune că e ca n-a și eu ori. Dar eu i-am pus că la doi la lună, trei la lună, ce te-a pui eu că de-amă nu mai dă nici o capică. Haideți să auzim ce ne-ați mai povestit despre asta. Atenție la ecran. Eugenia Grițco are 82 de ani și este originară din satul Dânceni. Femeia spune că toată viața ei a muncit din greu. Am lucrat toată viața, 37 de ani, am lucrat să s-o fost. 37 de ani nu m-a cuțat pe mână. Avem surori, au murit Dumnezeu să-l ierte. Te-ai deprins în solhozul ăsta, da, și cred că tare bani mulți mai câștigăm. Eugenia povestește că în anii 80, familia ei a primit un lot de pământ pentru casă. Cu 10 ani în urmă, femeia a decis să-l vândă. A luat pe el 30.000 de lei, o sumă impunătoare pe care Eugenia a decis să-i țină de înmormântare. A luat, că spun banii, că... Zic, sunt și de moarte. Încântată că ar putea înmulți banii câștigați atât de greu, femeia spune că s-a îndreptat spre asociație. Și-a venit o nepot de-a meu și zici, hai, nană, jeni, că zici eu,
plătesc bine, îmi blau și tot cu amăgel de iese de lor, cred că nu mai îmi blau degeaba. Bucuria însă nu a durat mult. În anul 2011, Asociația de Economii și Împrumut, unde mătușa Eugenia și-a investit toată averea, și-a sistat brusc activitatea. Dar n-am plâns. Încă cât am plâns. Și cât ai plânge, că zicea că poate ai dus greutăți din ceilalți și la vecuși. Cine ar fi stat în spatele asociației care i-a lăsat pe săteni fără de banii agonisiți de o viață? Aflați imediat. Doamna Eugenia, spuneți-mi, vă rog, dar atunci când ați depus banii la această asociație, știați cine sunt conducătorii de acolo? Dar nu mă știam, că dacă era de sat, cum nu știam. Cine erau? Era eu, spui Tatiana și cu Andrei Vadim, Vladimir. Doar ei doi? El întâi tatăl s-a fost tartărul. Și pe urmă dată l-a fișor-s-o. Dar de unde îi cunoșteați? Satul e mare, din câte știu eu. Nu mai este așa mare și ne cunoștem, după el a fost director la uciliște, pe urmă a fost primar în sat, tatu. Și pe urmă a luat asta. Ce oameni cunoscuți, oameni de încredere. Dar avut casa acolo. Oameni cum se cade, da? Cum? Când s-a întâmplat totul, când ați aflat că, uite, a dat faliment această asociație, ați încercat să le cereți socoteala? În 2011. Și după am furs, la suduri am fost, da? Și s-o mai rășit. Să vorbiți chiar cu ei, cu administratorul, da, cu nu, contabila. Da, nu, și mai greu, că greu și sub nasul nici nu înțelegem noi, bătrânii ăștia, nu prea audă. Deamu, nu mai vedem noi banii ăștia, numai că să îmblăm pe drumuri, că la câte suduri am fost. Da, de-am mulți omorit, care a mai rămas, cred că multe zile nu mai avem. Eu vreau să vă spun, uitați-vă, și oameni trăiesc în Dănceni, care v-au păcălit. S-o folosit de bunătatea dumneavoastră și a neamului și poporului nostru. Acești oameni, dacă sunt în sat, să dați numai la biserică. Spune, sănătate, Doamne, cumințește. S-a dus din sat. O vândut tărci și s-a dus. Să-i dați numai de sănătate. Dumnezeu să găsească. Au plecat de Brajeni. Eu n-am fost, că nu mă pot duși, că-s bătrână. Dar oți că erau toți. Era și el, și tatu, și femeița, și băietul. Chiar îi credeți vinovați pe acești oameni? Dar numai că-s vinovieți. Credeți că au luat banii cu rea intenție? Sau cum credeți? Dar ei știi ce-au făcut. Nu știu, noi ne-am luat nedejdea de la bani. În această seară vorbim despre situația a zeci de locuitori ai satului Dănceni care au investit într-o asociație de economii și împrumut și au rămas fără toți banii lor. În total, asociația ar fi adunat peste 3 milioane de lei de la oameni, iar într-o zi aceasta și-a sistat brusc activitatea. Ce s-a întâmplat după ușa închisă a asociației și ce încălcări grave ar fi comis conducătorii acesteia? Veți afla mai târziu. Iar acum, în platoul nostru, vor intra Zinaida Brumaru și Zinaida Ciobanu. Ambele se declară victime ai unei înșelătorii. Câți bani au pierdut cele două femei, aflăm chiar acum. Să le întâmpinăm. Îmi spuneți, vă rog, câți bani ați depus dumneavoastră în această asociație? Mai scurt, de toți 204.000 și ceva 700 de lei. Am documentele sângeante. Și dumneavoastră, doamna Brumaru? 300.000 de lei. 300.000 de lei. Mamă dragă, deci voi două ați depus jumătate de milion? Și am depus când era... În ce an era? Anul 2007. Când era euro foarte... Undeva 14. Acum el s-a schimbat și am rămas cu... Ce sau cine v-a convins să depuneți atât de mulți bani într-o asociație? De unde atâta încredere? Eu am fost psihotară mulți ani. Fișorul meu lucra la școala profesională ca văzător de... cu șoferii astea, că era școală profesională. Și eu sunam des acasă și el îmi spune, da, banii îi trimitem acasă și îi trimitem într-o bancă care plătim mai puțin. De pildă, plătim 8 euro și până la 5.000 de euro putem să-i trimitem. Așa. Și mai scurt trimitem acasă. Și el zice, mamă, să nu-i țin închiși în casă. Mă tem, mai vin prieteni și la fratele Island și, mă rog, ca și când...
Și zic, și e ca la noi, la uciliș, s-a deschis bancă și Condrea Grigoriu, zic, că Ghena, dacă ceva, după unii, și ea, și asta, ea. Zic, și da... Deci, ca să înțeleg, ați avut încredere anume în acest administrator? Da, băietul așa ne-a spus că are încredere, i-a făcut document, că eu când am venit în 2010, toate contractele care au fost pe Fișor le-am trecut pe toate pe numele meu, de-amu. Și le-au pus, de-amu. Pentru că până la urmă erau banii dumneavoastră, da? Doar că el îi depunea atâta timp cât era în, în țară. Eu vreau să știu, în 2012 și gata, era închis. Dacă era un alt conducător acolo, un alt administrator, dumneavoastră aveați atâta încredere în această asociație? Vă spun cinstit, eu nici în trei staționari știem, dar fiindcă băietul lucra și el era directorul școlii, dar probabil că el o deschis. Deci a avut încredere în încrederea copilului. Da, eu am avut încredere în băiat, era căsătorit, de-amă, mă rog. Bine, dincolo de încredere și relații, mai era probabil și ispita procentelor? Da, iată, doamna... Așa tare, eu nu m-am gândit atunci la procente. Doamna Eugenia spune că se dădeau în bancă, atunci se dădea mult mai puțin, deci cam de două ori mai puțin. Vouă câte procente le s-au promis? Eu nu știu câte procente, mai tine că atunci era nu știu cât, că pe urmă când o mărit, la noi o rămas cu procentul și al vieche. Nu, nu ne le-o mai mărit. Doamna Brumară, dumneavoastră ce țineți minte? Eu nu eram. Și vreau să știu povestea dumneavoastră. Ce v-a convins pe dumneavoastră să depuneți banii? Convingerea mea a fost o încredere, pentru că a fost primar, domnul Condrea Grigori. Pe urmă a stat la școala profesională, lumea nu l-a ales. Noi nu-l cunoaștem, noi nu suntem din Dânceni. Eu având un copil bolnav și ducându-mă la medici, nu s-a lămurit că... Asta trebuie să știi numai la aer curat și de întrebânțat ceva natural. Așa, asta e ceea ce ne-ați povestit, colegilor mei mai devreme. Haideți să vedem acest subiect despre dumneavoastră. Atenție, leg. Familia Brumaru este originară din Chișinău. Unul dintre copiii Zinaidei suferă de sindromul Down și la începutul anilor 2000 specialiștii le-au recomandat să renunțe pentru o perioadă la viața de oraș și să se mute la țară. Mi-au dat așa o recomandare, medic, psiholog, că eu să mă duc la aer curat și acolo să am vreo două, trei de albini, știubieie și să țin cu legume, cu fructe, cu miere de albini, cu ceva așa, și așa am făcut. Zinaida povestește că odată ajuns și în sat, primarul din Dânceni i-a devenit în scurt timp un bun prieten. Bărbatul era oaspete așteptat în casa femeii, iar vara cele două familii plecau la odihnă împreună. În una dintre escapade, Grigore Condrea le-ar fi propus să investească bani în asociația condusă de feciorul său. Știu că lucrați și poate ați grămădit, spuneți la noi și să-i țineți acasă. Și noi l-am crezut, pentru că au fost la noi acasă, la masă, stat cu noi la masă. Știți cum un om care e primar în sat, poți să-l crezi, nu? Astfel, începând cu anul 2007, familia Brumaru ar fi depus pe conturile asociației în total 300.000 de lei. 300.000 de lei am depus noi sistematic, așa, câte o leacă din leafă, din și grămădem. Anul 2011 a fost unul crucial pentru familia Brumaru. Din prieteni apropiați, ei au devenit vrăjmași cu fostul primar și fiul acestuia. Conflictul s-a produs după ce asociația și-ar fi închis ușile, spune Zinaida. Soțul s-a apropiat de însuși și zice, cum așa, noi suntem oameni, trebuie să fie oamenii oarecare, știi situația cum la mine? Zic că n-ai să vezi niciodată bani, dar el i-a răspuns într-o formă mai urât. Zinaida spune că vrăjmășia nu s-a oprit aici. Cei care le erau cândva prieteni au început să-i amenințe, afirmă femeia. Doamna Brumaru, spuneți-mi, vă rog, cum și de cine sunteți amenințați acum? Când noi am ridicat întrebarea și am fost, toată lumea s-a adresat la procuratură și domnul Ion, care era atunci pe municipalitate, ne-a deschis dosarul penal. Și s-a început procuratura de aici, de la Tighina 6, și cu procuratura de la Ialoveni, au făcut percheziții, s-a deschis dosarul penal și a început procedurile. Unde au făcut percheziții? În casa, lor, primar? Da, și în casa lor și în, acolo la sediul lor. Pe mine mă miră faptul că s-a deschis Asociația de Economii și Împrumuturi
și nu s-a făcut niciodată un audit sau un control. Când, de câte ori eu întrebam contabilă pe Osipoie și pe Vadim, totdeauna îmi spune că e tot normal. Zic, vă luați seama, nu știam că ei iau credite mari de la, din bănci, nu știam. Haideți să revenim la amenințări. Și iată, atunci el, când a văzut că noi de acum ne-am adresat, s-au început chestiile acestea. Au venit la mine acasă cu Andreea Picioruș, cu soțul lui Spoi Tatiana, cu ochelari negri, au intrat în ogradă, unii a sfurat contabila. Eu zic, măi omule, chiar eu cu soțul pot să fur contabila voastră? Și veniți și ne spărieți aici. Zic, dar nu știu de ce, așa o intuiție, știam că ești prieteni acolo la în pădure, este și acum, nu știu, militarie. Este. Și Contrea este mai bătrână, tare prietenie acolo. E treaba lor, eu nu pretind. Zic, dar nu știu de ce am spus, zic, duceți-vă și o aduceți pe Spui Tatiana de acolo, din pădure, de unde ați dus-o. Și când văd la ora două, Tatiana merge pe drum de la militarie. Asta un caz a fost. Al doilea caz, iar a venit sectoristul la noi acasă, dar nu a venit, dar ne-a chemat pe... Că veniți și nu ne-a chemat. Noi suntem oameni din sat, avem problemele noastre, nu ne-a chemat acolo la primărie. Dar ne-a chemat la el, a venit într-o cameruță așa mică și a început să ne preseze că de ce noi îl spăriem pe Condrea, ăsta așa mare om, urs, și îl spăriem. Zic, dacă dumneavoastră ne dovediți că noi, pe telefon, am ofensat pe cineva și ne dați în scris, acum ea ne dați documentul. Și da, ne-a dat documentul, dar nu era acolo nici o fel de sperietură, nici o... Adică ne presa, ba cu una, ba cu alta, ba... Noi și norocul vostru rezistat. Cumva era că erați informați și cât de cât puteți să țineți piept acestor presiuni, da? Din partea da, lor. Da. Adică vreți să spuneți că ei cumva s-au înțeles și cu poliția ca să... Da, da, dacă el a fost... Să vă influențeze într-un fel el altul. Acolo la el a venit tare mulți cunoștință. Cineva i-a dat secretul, cineva i-a dat sfatul ăsta, ce să fac cu asociația, pentru că sunt asociația. Spuneți-mi, vă rog, doamna Brumar, dumneavoastră și acum stați la Dânce? Poftim? Nu. V-ați mutat pentru înapoi fost... la Chișinău? Dar vă spun de ce. Eu am avut frică să stau acolo. Că când am venit odată, noi practic stăteam numai sezonul. Că acolo a fost așa o căsuță ca la o dacie. O vilă. Da, primăvara, vara și toamna. Și când am venit odată, era dat foc pe valea aceea, atât. Dar noi am construit și am sfințit o cruce, o răstignire acolo. Răstignirea, un drum ușor așa ea și casa noastră. Și tot e făcut de lemn. Și în ogradă, când am venit, pe cuvânt de cinste, era așa de multe scânteie, știți, puteți să aprindă și să ardă și căsuța și cumva credeți că asta a fost o... Eu nu pot spun ce a fost. Un atentat la... Nu știu ce a fost, dar a fost. Dar v-ați speriat? Dar ne-am speriat. Și ați vândut proprietatea? Am vândut proprietatea și ne-am dus de acolo. Colegii mei au discutat cu fostul primar de Dânceni. Cum răspunde el la acuzațiile voastre din această seară? O să vedem mai târziu. Dar mai întâi să o mai întreb pe doamna Cioban. Noastră ziceți la Suruceni locuiți. Da. Acum, mai aveți o tangență cu acești oameni? Știți ceva despre ei? Nu știu. Dar ați mers măcar să le cereți socoteala. Eu am întâlnit odată pe doamna Tatiana, dar am fost odată, venisem de la Italia și m-am dus cu fiorul la Condrea acasă. V-ați dus totuși? M-am dus. Să cereți socoteala, nu? Fiorul ăștia afară, pe un scaun și... Ne-au spus că banii tot și-au luat Iosipoi, că el a fost dus peste hotar nu știu câți ani. Deci administratorul dădea vina pe contabil. Da, că eu asta ia, că eu n-am fost în țară și răspundea e, dar eu când am fost și am trecut banii de la fișor pe numele meu, era contabilă și cu tata lui. Eu pe dânsul n-al știam, am fișorul meu al cunoștea. Haideți, doamna Zinaida, să vedem un interviu pe care ne l-ați oferit mai devreme. Atenție la ecran. Eu am muncit pentru banii ăștia. Nu mi-a dat nimeni de pomană. N-am șezut și nu m-am scris pe nicăiurea ca să mă plătească. Eu am lucrat. Închipuiți-vă, am stat 7 ani cu o femeie, 7 ani jumătate. Când am jumătate și de ani, încă e, merge. Dar pe urmă, la pat o stat. Închipuiți-vă, trezos pe el peste tot.
hrănești, îngrămădiți, spun că vin cu banii să-mi schimb măcar acoperișul casei, care știi 40 de ani și mă plouă în casă. În timpul ăsta, cât eu eram la Italia, am chemat-o și pe sora mie și eu pus pe numele lui Nora. Nora s-o spui, urmă o mai trimis a dat bani și o pus pe numele lui alt fișoră în eu. Pe Nora are 47.000 și pe fișorul 35.000, mă tincă. Și când colo s-o închis, da, asta nebunește că noi i-am luat banii ei și gata. Atunci când a semnat acest contract ca să devenim membre, asociația acestea de împrumut și credit la dânceni, dumneavoastră ați citit negru pe alb care sunt drepturile dumneavoastră, care sunt obligațiile, că dumneavoastră vă asociați într-o organizație necomercială care are drept scop să vă ajute pe dumneavoastră ca să investiți acești bani, fie în agricultură, fie într-o afacere care ține de acest teritoriu. La fel vă trebuie să vă informez precum că mai mult de 10% din statutul sau din fondul asociației dumneavoastră, nu aveți dreptul de acum să investiți. De aceea dumneavoastră ați avut dreptul să puneți acești bani pe alte persoane sau pe alte persoane ca să nu depășească 10%. La fel dumneavoastră trebuie să vă explice drepturile, precum că aveți posibilitatea să organizați o adunare a membrilor asociației și să cereți să facă un fel de audit sau această verificare cum sunt reinvestiți banii. Și ultima, eu m-am uitat pe contract, sunt 20% ceva se indica. Adică dumneavoastră v-a diminuit această procentul asociație prin acel procent de 20%. Și plus la aceasta a spus că ați venit membri, prieteni ați fost, da? Au venit la dumneavoastră acasă, v-ați deschis sufletul, ați plecat împreună la odihnă și în cele de urmă, uitați-vă, până când v-a luat aceste peste 300.000 de lei, a dispărut banii, a dispărut și administratorul, în sensul figurativ, și spun că nu știm unde sunt banii respectivi. Dumneavoastră, aceste drepturi, aceste obligații, le-ați cunoscut? Cunoșteați că riscați cu acești bani dacă asociația respectivă intră în default? Eu vreau să vă lămuresc un lucru, că ei, ducându-ne la odihnă, el a fost primar în sat, el era la școala profesională, o depus acolo nu numai noi, dar și contabila care lucra la primărie, copiii au făcut nunți și au pus. Primarul care era atunci, tot băieții au făcut nunți și au depus bani. Și învățători de la școală, 32 de oameni. Și v-ați gândit că dacă oamenii aceștia mai deștepți, mai răsăriți la minte, au depus, dar înseamnă că e bine. Vorbim în mare cu dumnealui și nu mi-a spus mie, cu soțul urbe, ia că îi mai trebuiește încă 500 de mii și noi să ajutăm oamenii din sat. Toată lumea punie lăuda că e bancă bună. Și el spune că e contabilă, dar contabilă spune că eu să mă aranjez la lucru. S-a făcut percheziția cu și ei au confiscat acolo 23.000 împreună de euro. Noi banii n-am vrut toți să-i arătăm și duceam contabilitate dublă. Ban pentru ban, dinte pentru dinte, sânge pentru sânge. Acum 10 ani, mai mulți locuitori ai satului Dânceni și-au investit banii într-o asociație de economii și împrumut din sat. Am vândut și eu un pământ și m-am dus și l-am pus că, zic, și pentru zilele de moarte de amor. Câți bani dumneavoastră ați depus la asociație de economii și împrumuturi din 27.000. De toți 204.000 și ceva 700 de lei. 300.000 de lei. 300.000 de lei. În anul 2011, însă, asociația a falimentat. Uți că da faliment, gata, s-a închis. Pe mine mă miră faptul că s-a deschis asociația de economii și împrumuturi și nu s-a făcut niciodată un audit. Unde ar fi dispărut acele milioane de lei, cum răspund responsabilii asociației, la ce sunt gata deponenții pentru a-și întoarce banii și ce șanse au pentru asta, discutăm în această ediție. Deamu, nu mai vedem noi banii ăștia. Da, deamu, mulți au murit, care am mai rămas, cred că mulți zile nu mai avem. Iată, am întrebat-o mai devreme și pe doamna Eugenia. Pe cine credeți vinovat în această situație?
Păi, Codra Grigori primul, pentru că el a fost președintele Asociației de Economii și Împrumuturi. El a deschis în 1999. El l-a pus pe director pe ficiorul lui. Ceea ce, nu știu, a fost contabil o doamnă care la primărie era primăria când el era primar, era contabil. Dar știți că la noi, dacă e glasul mai sus, înseamnă că dăm e gata și faci și spune el. Și eu de multe ori am întrebat-o pe dumneavoastră ei. Cum e la voi? Ce e la voi? Când o să fie adunare? Au fost adunări de-am la sfârșit. Am înțeles că ați ajuns și în judecată. Cât a durat procesul? Din anul 11 până în anul 18. Haideți, mai multe detalii despre acest proces vom afla de la avocata Veronica Pascal. Uh-huh. Atenție la ecran. În prima instanță, dosarul a ajuns la 7 februarie 2014. Judecătoria a pronunțat sentința la 1 decembrie 2015, recunoscând vinovăți pe Condrea și pe Spui Tatiana, comiterea infracțiunii prevăzute de articolul 196, liniatul 4. De fapt, învinuirea a fost pe articolul 191. La curte de apel, s-a examinat mai bine de un an dosarul și la 14 februarie 2018 se adoptă sentință de condamnare în baza articolului 191, aliniatul 5, deci ambii inculpați au fost recunoscut vinovați și a stabilit instanța o pedeapsă de 8 ani cu executare. Doamna Iosifoi a fost încarcerată și trimisă spre sfârșirea pedepsei la penitenciarul Ruscoa. Domnul Condrea părăsise teritoriul Republicii Moldova. N-a fost reținut, n-a ispășit nicio zi din această pedeapsă. La 30 octombrie 2018, Curtea Supremă declară inadmisibile recursurile declarate de către avocați. Ca între timp să avem surpriza din 5 noiembrie 2020, în care se admite recursul în anulare. Da, și este casată decizia Curții Supreme de Justiție cu remiterea cauzei la rejudicare. Noi am contactat pe administratorul Asociației de Economii și Împrumuturi din Dânceni, Vadim Condrea, care însă a refuzat să comenteze această situație. În schimb, colegii mei au putut discuta cu Tatiana Iosipoi, contabila companiei falimentate. În câteva momente o vom auzi pe aceasta, dar mai întâi vă invit să ascultați ce spune fostul primar al localității despre acțiunile feciorului său. Încălcări erau, dar nu a furat nimeni niciun ban, nimic. Nu a fost niciun leu furat. Nici un leu, vă spun 100%, nici un leu nu a fost furat. Pur și simplu nu s-a ocupat cu persoanele care au luat bani de acolo. Asta nu eu m-am ocupat, eu asta contabilă. Și a fost făcută, da, treaba asta eu făcut-o, numai de ce, fiindcă fiorul nu era în țară. Fiorul era plecat când eu făcut treaba asta. Eu dacă știem, le interzicem, eu cred că n-aveam eu nicio treabă cu asta, dar... Uitați-vă care e problema. El îl apără, spune că e contabilă. Pe urmă, feciorul nu era în țară. El a luat. Așa popor, blând, bun, la suflet și la inimă, să dea 300 de mii de la gura copilului, bolnav. Și el spune că e contabilă. Pe lista păgubașilor se află chiar și cumătra fostului primar, al cărui fecior a fost administratorul asociației în cauză. Femeia spune însă că nici legătura strânsă cu familia acestuia nu a ajutat-o să-și salveze banii. Eudochia Șarco a rămas cu o pagubă de 10.000 de euro. În ce relație este acum cu familia Condrea, aflăm imediat. Eudochia, vă așteptăm. Eu, din câte știu, fostul primar de Dânceni v-a botezat copiii. Așa? Băietul mi l-a botezat. Așa, și v-ați cumătrit astfel. Da. Acum, în ce relație sunteți cu familia Condrea? Nici nu știu unde-s, nici pe oară, cine eu trăiesc, nu știu. Deci nu aveți nicio legătură? N-am nicio legătură cu asta. S-a rupt legătura? S-a rupt. De ce s-a rupt, doamna Iuduche? Când am pus banii ăștia în 2010, cu soțul ne-am dus, 10.000 de euro am pus. Cumătrul v-a convins să-i depuneți nu, la asociație? Nu, am auzit că este asociație. Toată lumea punea, lăuda că e
E bancă bună și bun și procente de eu acolo, 15%. Deci ați auzit că lumea laudă, da. Da, că aveau imagine bună, da. Aceștia de la asociație, așa, cum v-am înțeles. Spuneți-mi, vă rog, după ce s-a întâmplat și s-a întâmplat, v-ați putut întoarce banii? Nu. Deloc? Eu am auzit de în 2011 că ceva nu întorc banii la oameni. Și la mine soțul, în 2011, în iunie, o decedat. Și eu am alergat răbdic și sal în grob. M-am dus acolo de bani. Chestet, m-am convins că de acolo banii nu mi-i putem lua. Și ați încercat să-i cereți socoteala? Și am încercat să mă duc la... Care au fost, la care i-am dat banii, doamna Iosipoi Tatiana. Și m-am scăpat la dânsa, am bătut în poartă, de vreo 3 ori am fost. A, erați înervată? Și odată m-am scăpat în ogradă la dânsa. Și i-am zis, Tania, dă-mi banii, că așa i-am zis. Că eu n-am ce-l îngropa pe Ghectuti Moșca, el șede mort în zală, sus, cam casa, sus, jos am și sus. În zală, îmi șede soțul mort în casă. Și ei mi-au spus, așteaptă că eu chedunii, că așa nici eu. Așteaptă, așteaptă. Am stat undeva aproape vreo 3 ceasuri la dânsă. Și l-a chemat pe unul care, de la care a luat banii, castraveț unul, la care i-a dat banii. Uh-huh. O venit, o intrat amândoi în casă, iar am șezut pe un scăunel acolo, de nu mai avem atâta răbdare. Și iese, zice, haidem, chiochidunii până la poartă. Și la poartă ei îmi dă 300 de euro. Atât. Și cu asta s-a început. Spuneți-mi, vă rog, aveți o decizie de instanță și chiar un titlu de executare, ca banii să vă fie returnați. Nu-i așa? Da. Toți? Toți. L-aveți. Haideți să vedem cine a spus avocata, Veronica Pascal, la acest capitol. Atenție. Cu părere de rău, pe parcursul urmăririi penale, atât Iosipoi Tatiana cât și Condrea au înstrăinat bunurile care le-au avut. Mai mult Iosipoi Tatiana au făcut și divorțul cu soțul dânseia. Inițial au fost aplicate sechestre, au fost ridicate în timpul percheziției mijloace financiare în euro, în sume mari, ca ulterior, prin, eu consider că metode ilegale, acestea să fie ridicate sechestre și restituit către persoanele care... tatăl lui domnul Condrea, dacă nu mă greșesc, s-a invocat că sunt mijloace lui financiare. Nici Iosipoi Tatiana și nici Condrea Vadim nu au nimic înregistrat bunuri sau mijloace financiare, nu mai poate duce la executarea acestei sentințe. Nu, aici e tare interesant lucru. Nimeni din procurori, n-au pus sechestru pe nimica. Condrea Grigori, Iscătru, apoi avea apartamente și la Eloveni, acasă s-au construit, loturi de pământ, mașini scumpe, șficiorul și toți. Și iată nimica nu s-a pus, nici un fel de... S-a făcut percheziția cu băieții de la Tighina 6, procuratura. Și au fost înlăturați de Eloveni. Au fost înlăturați și ei au confiscat acolo 23.000 împreună de euro și i-au dus în procuratură la Eloveni, la procurorul respectiv. Și pe urmă a dispărut și aceea, doamna Bogoș, Barbos Ludmila, a dat sentința că se întoarcă lor banii și aia înapoi. Dar stați, soleacă, terminați cu dosarul penal, hotărâți ceva. Nu, nimica, absolut. Colegii mei au discutat cu un alt locuitor din Dânceni, care ar fi investit în asociație cea mai mare sumă dintre toți eroii noștri. Este vorba despre 700.000 de lei. Bărbatul se numește Alexei Bârcă. Instanța însă a decis să-i fie restituiți doar 20.000 de lei. Iată ce spune bărbatul despre această situație. Eu am vrut să-mi procur o armă și să-l împuș pe Condrea Vadim și pe tațu. Dar am ajuns aceea că să-mi procur armă și să mă duc și să-i fac eu dreptate. Eu am văzut că justiția nu activează, în justiție nu dreptate, nu se face dreptate în țara noastră, cum să spun, e dusă de râpă, așa, să spunem o vorbă. Am o nepoțică care pe tot dânsa își face orice. Nepoțică. Mă temem că n-a să o mai văd niciodată. Acest domn care spune că l-a oprit să vășească o crimă, numai dragostea față de cei ce ține foarte mult la ea, la nepoțică. Inclusiv și doamnă Crăstăloace pe scaun, uitați-vă,
ce fețe îndurerate au, fiindcă ei s-au luat din puținul care l-au avut și ei. Fiecare din ei au o dramă în familie și a avut cu acești bani ca să rezolve cât de cât această dramă. Dar vinoveți în această situație sunt și organele de urmărire penală, inclusiv și instanța de judecată. Fiindcă s-a pornit urmărirea penală în 2011, suntem în 2021 și cazul respectiv nu este finalizat. Pur și simplu nu s-a făcut dreptate, nu s-a făcut justiție. Chiar dacă am avut noi o sentință definitivă și revocabilă, în baza acestei sentințe au fost recunoscuți vinoveți și condamnați ficiorul Vadim Condrea și contabil Iosif Boia, așa am înțeles. Da. Este un titlu executoriu ca să vă întoarcă acești bani aceste două persoane. Însă ce s-a hotărât acum în 2018 nu este valabil. Fiindcă după ce s-a rejudecat acest caz, s-a reîntors la curtea de apel ca să fie examinat de nou dosarul respectiv. Ceea ce înseamnă că pe cazul dumneavoastră încă nu este o sentință definitivă și revocabilă și nici Condrea și nici contabila respectivă nu pot să spună că ei încă nu sunt vinoveți pe acest caz. Uitați-vă, am ajuns de râsul găinilor. Dar aceste persoane suferă în continuare. Și dacă este așa, uitați-vă cineva, spune că eu singur vreau să-mi fac dreptate. Vreau să recurg, să-mi cumpăr o pușcă și în cele de urmă să aplic legea talionului. Ban pentru ban, dinte pentru dinte, sânge pentru sânge. Fiindcă nu a făcut dreptate justiția din Republica Moldova. Dar la această situație noi n-am fi ajuns dacă în Republica Moldova nu ar exista acești excroci. Fiindcă acțiunile respective a fostului primar cad nemijlocit în acțiunile de excrocherie bazate pe abuz de încredere. Acest lucru se vede de la o poștă. Fiindcă, dacă dumneavoastră n-ați fi avut încredere în această persoană, n-ați fi investit acești bani. Mai mult ca atât, v-a diminuit cu procentul mare care vă l-a acordat. Dar dumneavoastră trebuia să cunoașteți că organizația sau asociația de împrumut și credit este o organizație obștească, necomercială. Scopul ei nu de a face bani. Ea nu este bancă. Și aici trebuia să intervină și Comisia Națională a Pieței Financiare. Unde la fiecare jumătate de an, această asociație trebuia să prezinte rapoarte, să arată cum gestionează banii membrilor asociației. Dacă nu s-a făcut lucrul acesta, trebuie dumneavoastră să pas mult mai adânc. În ce sens? Să vedeți că în afară de ficior, mai este și tata la mijloc aici, care... Uitați-vă, a vândut toate proprietățile. Dacă tu te consideri nevinovat de acest caz, care a fost scopul să-ți vinzi proprietățile tale, ca nu cumva, indirect, ulterior, să pornească urmărire penală, inclusiv și față de tine. La fel, trebuia să pas mai adânc să vedeți dacă persoane care au luat bani din asociație, în afară de contabilă, în afară de Vadim Codreanu, cine mai este implicat aici în sustragerea acestor bani de pe conturile asociației? Dumneavoastră cunoașteți lucrul acesta, fiindcă dacă nu săpați, s-ar putea ce de urmă să rămâneți cu zero, să nu vă puteți reîntoarce banii așa cum investiți în această asociație. Acum a venit momentul să auzim cum răspunde la acuzații contabila asociației falimentate, Tatiana Iosipoi. Atenție! Cea mai mare greșeală a noastră a fost că le-am intrat în voie la persoanele care le-am dat credite și am așteptat, mulți ani am așteptat, un an, doi, trei. Din contul la depuneri de economii le prelungeam datoriile la eșlalți. Nu am obținut licența de tip A, ca să avem depuneri de economii. Dar le ducem evidența la banii ăștia, noi ducem ca a doua contabilitate. Eu ducem contabilitatea asta, o ducem fiș, eu am avut toate astea la mână. Noi eram precis cu oamenii, ori să ne întoarcă banii aici care ne-s datori nouă. Dar banii ăștia care erau dați la oameni ca împrumuturi, ele erau sume mari și nu putem să le arăt așa sume în asociație. Și eu i-am scos din asociație și nu știu că se termine cu beneficiarii de credite au bătut din palme că
nu o să mai întoarcă banii înapoi. Și noi a rămas cu dosar penal și cu obrazul pătat pe toată viața. E bine să identificați cine am luat bani, așa numit credite, de la această asociație. Câte persoane de prins au luat, fiindcă am impresia că sunt legați între ei cu Vadim Codreanu și cu contabila. Și e pe partea, pe banca acuzaților, nu trebuie să fie numai doi. Dar și cei care au luat de facto banii din asociația, din împrumut și credit. De aceea e bine ca dumneavoastră să vă adresați cu o plângere la procuratură, să identificați pe aceste persoane care au luat credit la așa numită asociație, prin metode ilegale, și pornească urmările penale, nu posibil de aceste persoane. Știți, atunci când statul e slab, dar noi numai ne denumim stat, noi ne învățăm a fi stat. Nu are tot mecanismul statal de a reglementa toate relațiile. Când situația dată, vreau să spun altceva, și nu la timp s-a pornit dosar penal, nu conform acelui articol care trebuia, că a pornit pe 191, ulterior pe 196 sau invers pe 196, ulterior modificându-se, dar aici era clasic 190 alineatul 5. Escrocherie. Clasic. Escrocherie clasică. A este 91 diferă de modalitatea de delapidare a fondurilor. Numai că aici, la momentul ăsta, chipurile au gestionat incorrect. Dar aici e delapidat. Dar fiți atenți, de ce vă spun? Ați văzut în ceea ce declară contabila. Noi banii n-am vrut toți să-i arătăm și duceam contabilitate dublă. Deci banii ce i-au scos din asociație. Dar asta ce asta e excrocherie. Curată! Curată, nici nu se discută. Aici calificarea pentru un jurist sau pentru un începător jurist, student la anul 3, care ar spune examen, ar spune că e excrocherie curată. Nu pentru un procuror care lucrează. Acum, Curtea Supremă de Justiție a trimis dosarul spre rejudecare înapoi, la Curtea de Apel. Cum credeți? Cum va Natalia, fi evoluția? Natalia, am citit cu colegul de a intra înainte în studio, am citit decizia Curții Supreme. Vreau să vă spun simplu. Mai formală hotărâre eu nu am văzut. Absolut formală. Și neargumentat. Motivare, absolut formală motivare de casarea hotărârilor. În orice caz, eu n-am văzut acolo motivare. S-o întors înapoi acum la Curtea de Apel și acum trebuie să aibă loc din nou o ședință de judecată ca și în prima instanță. Cu cercetarea probilor, cu cercetarea probilor. Acum, ce? Care comandare dumneavoastră? Vă rog frumos, insistați ca procurorii să-și modifice învinuirea în sensul agravării. Pentru că aici au tot dreptul de plin de a modifica învinuirea în sensul agravării. Acum, componența nouă din 2018 a excrocheriei puțin s-a modificat latura obiectivă. Acolo depinde de modul de furt sau de delapidare acestor bani. S-ar putea ca dumneavoastră să insistați că acea sentință care a fost definitivă și revocabilă să ducă, să fie dusă până la capăt. Însă, depuneți o plângere suplimentară în raport cu tata, deoarece dumneavoastră singur a spus că tartorul acestor acțiuni a fost fostul primar în care a avut multă încredere. La fel, insistați ca să fie identificați toate persoanele care au luat credit, așa numit credit la această asociație, și să fie verificați, au întors banii sau nu au întors banii asociației și dacă n-au întors, la fel să fie diferit justiție. Și ultima, vă recomand ca dumneavoastră să insistați să depuneți o plângere la Curtea Europeană a Drepturilor Omului legat de vinovăția statului în examinarea acestui caz, nu în termen proxim. Adică s-a încălcat dreptul la un proces echitabil. Și reîntoarcerea acestui caz la rejudicare după un recurs
în anulare, s-ar putea dumneavoastră aveți câștig de cauză la Curtea Europeană a Dreptul Omului, pe motiv că statul nu a avut temei legal să reîntoarcă acest dosar la Curtea de Apel, unde o să mă așteptați o sentință de condamnare vreo 10 ani de zile, uitați-vă, așa cum s-a întâmplat din 2012 până în prezent. Deci, avocatul dumneavoastră trebuie să pregătească dosarul pentru Curtea Europeană a Dreptul Omului și unii să cereți la Curtea Europeană a Dreptul Omului repunerea în dreptul în căcat, inclusiv și despăgubiri. Calea aceasta merge. Mă bucur atunci. Felicit. Calea aceasta merge. Vreau să vă recomand să dați voie specialiștilor care sunt specialiști să-și facă treaba și să o facă bine și să găsiți niște specialiști foarte buni în care aveți încredere și dumneavoastră să vă trăiți viața, pentru că ne naștem cu un număr de celule nervoase, cu un anumit număr care nu se mai restabilesc, nu se mai renasc și timpul care v-a rămas și sănătatea care v-a rămas, ea nu o să se mulțească. Respectiv, ceea ce aveți azi aici, acum păstrați și încercați să trăiți viața cu ceea ce s-a întâmplat. Aici încheiem, liniște și pace vă doresc, să respect pe dragi, Mariola.